Corvinul Hunedoara a reușit să finalizeze cu succes demersurile necesare pentru a obține dreptul de promovare în Liga 1. Această victorie importantă vine după o perioadă de incertitudini legată de schimbarea formei juridice a clubului. Federația Română de Fotbal a acordat aviz favorabil pentru transferul drepturilor și activităților de la vechea entitate la noua entitate. Am depus dosarul la Federația Română de Fotbal. Comisia Juridică a Federației Române de Fotbal a analizat dosarul și ne-a dat acest aviz favorabil pentru a putea trece clubul pe DD privat. Bineînțeles, decizia finală va fi luată joi în comitetul executiv, când se va hotărâ exact ce se va întâmpla cu noi, dar acest aviz favorabil ne dă mari speranțe să fim îndreptățiți pentru a putea spera să avem drept de promovare în Liga 1. Această promovare vine cu bucurie și emoție și pentru jucători, dar și cu o mai mare responsabilitate. Și ei au primit această veste, așa să spunem, bucurie, fiindcă până la urma urmei ai un obiectiv foarte clar, să spunem acum. Dacă avem dreptul și vom primi dreptul de a putea promova, atunci și ei vă dați seama că obiectivele lor sunt foarte, foarte clare. Și atunci, să spun, sunt așa mai îndreptățiți să aibă motivația mult mai mare. Mâine, 22 august, de la ora 17:30, Corvinul Hunedoara joacă în deplasare cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu pe stadionul municipal Drobeta Turnu Severin în Cupa României. Mâine va fi un meci, începem, să spunem așa, o nouă aventură în Cupa României. Vom juca la Severin cu Pandurii Târgu Jiu. Băieții, să spunem așa, și-au mai revenit puțin după parcursul european, fiindcă să știți că nu a fost ușor, a fost destul de obositor, destul mai ales după ultima deplasare. Dar asta este viața, trebuie să mergem mai departe până la urma urmei. Ei sunt băieți profesioniști, sunt jucători profesioniști care știu ce au de făcut. Și bineînțeles că și mâine vom merge să câștigăm,